Bun, la o nouă emisiune în această seară vom dezbate pe marginea celor două subiecte fierbinți. E vorba de prinderea, dacă putem să-i spunem așa, criminalului de la Timișoara, criminalului Raul Opriș, cel care se spune că l-ar fi împușcat pe Sașa Disici, și de asemenea cel al doilea subiect foarte fierbinte, scandalul legat de demisia domnului Grecea. În prima parte a emisiunii vom discuta cu domnul general Zaharia Toma, secretar de stat în Ministerul de Interne, prin locțiitor al ministrului de interne. La aproape două săptămâni de la moartea lui Sașa Disici, un bărbat suspectat de uciderea polițistului timișorean s-a sinucis, trăgându-și un glonț în cap, când a fost încercuit de către membrii Serviciului de Intervenție Rapidă a Poliției. Este vorba despre Raul Opriș din Arad, de 26 de ani, care a murit în timp ce era transportat la spital. Poliția îi caută acum pe ceilalți doi complici ai criminalului. Azi noapte, Poliția Constanța i-a reținut și pe tatăl lui Raul Opriș, Nicolae Opriș, și pe un prieten al acestuia, Constantin Nicolae. Bine ați venit, domnule general! Bună seara, domnul Tucar! Dacă ne puteți spune pe scurt, ne puteți face filmul prinderii până la momentul sinuciderii sau încercuirii criminalului Opriș. Da, domnul Tucar, deci pe baza informațiilor pe care le-am cules până ieri, aveam conturat deja ca una dintre variante, ca suspect principal, pe numitul Opriș Raul Octavian, într-adevăr de 26 de ani din Arad, pe urmele căruia eram de mai mult timp. Aseară, în jurul orei 22:30, a fost semnalat de către echipele noastre operative care acționau în municipiul Timișoara, în zona centrală a acestui oraș, și s-a început urmărirea lui. Simțindu-se urmărit, a escaladat gardul unei cazărmi. Cazarma a uitat de pe strada Popa Șapcă din Timișoara. Santinerele aflate în post au executat somarea legală. A escaladat din nou gardul în stradă și s-a îndreptat spre o zonă a căii ferate, unde, de asemenea, simțindu-se urmărit la o distanță apreciabilă de echipele noastre care îl urmăreau, a scos pistolul și a tras un glonț în cap în partea dreaptă. La fața locului s-a găsit un pistol calibru 9 mm Cervena Zastava, două încărcătoare cu 12 cartușe și o borsetă în care se aflau două cutii cu alte 30 de cartușe de calibru 9 mm, marca Parabellum, două chei, 12 pontoarce pentru forțat contacte auto, cheie auto, cartele telefonice, alte legături de cheie auto și de locuință, o sumă de 320 de mărci, 300 de dolari și 2.300.000 de lei. Legătura indubitabilă între Raul Octavian și crimă este faptul că arma care s-a găsit la fața locului este cea cu care s-a executat foc asupra lui Sașa Disici, și se efectuează în continuare verificări, întrucât se pare că aceeași armă a fost folosită și la uciderea lui Moldovan Sorin la Deva. Asta e foarte interesant. S-a făcut expertiza balistică? Nu. Expertiza balistică o să se facă în zilele următoare, dar și din cursul urmării. În afară de calibru, care ar mai fi? Că putea să fie folosită o altă armă cu același calibru, aceeași marcă. Sunt arme foarte rare în România, deci posibilitate foarte mică să Și vicepreședintele PDSR de la Deva, parcă a fost împușcat cu același tip de armă. Cu același tip de armă, da. Spuneți-mi, vă rog, Opriș, cel care a murit, care s-a sinucis aseară, era urmărit de mai multă vreme sau a fost descoperit întâmplător aseară? Nu, deci noi l-am avut ca suspect principal în urmă cu vreo săptămână, când tot așa pe baza datelor obținute l-am inclus în cercul de bănuiesc ca fiind principalul suspect de uciderea lui Sașa Disici. Dar nu l-ați găsit? Aseară a apărut pentru prima dată. Nu, deci l-am identificat ca persoană și am început activitatea lui de căutare știind că se ascunde undeva în municipiul Timișoara. Practic, aseară a fost descoperit prima dată. Deci aseară a fost văzut fizic prima dată. Are vreo legătură portretul robot făcut la începutul anchetei cu, să spunem, semnalmentele celui care s-a sinucis și despre care spuneți că este criminalul lui Sașa Disici? Deci, în linii mari, portretul făcut de noi, pe care îl pot și prezenta aici, deci acesta este de fapt Raul Opriș, portretul seamănă în linii mari cu asasinul. Am înțeles. Îl arată. Deci, ăsta este, practic, cel care crezi dumneavoastră că e asasinul, exact. Da?
Având în vedere că a murit un polițist și opinia publică știți că e foarte sensibilă la aceste lucruri, se pun întrebări dacă într-adevăr a fost vorba de sinucidere sau dacă nu, cumva l-a sinucis altcineva. Deci expertiza va demonstra că moartea s-a datorat unui singur cartuș tras din pistolul respectiv, pentru că cei care l-au urmărit au executat 4 focuri de avertisment în plan vertical. Deci aceasta a fost stabilit fără niciun fel de dubiu. Și parchetul, care a preluat dosarul spre cercetare astăzi, va stabili indubitabil acest lucru. Spuneți-mi cum stau cercetările cu ceilalți doi... Da, deci vreau să vă... Participanți la asasinatul lui Sasha Disici. Vreau să vă spun că această operațiune a fost una din cele mai mari cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului de Interne, cu jandarmi, cu Poliția de Frontieră, că episodul Raul Opriș este un episod în lupta noastră pentru a-i descoperi pe toți, deci și pe ceilalți doi infractori care au participat la uciderea lui Sasha Disici, și vreau să vă mai mărturisesc faptul că în urma acestei operațiuni s-a strâns un volum impresionant de informații privind existența atât în zona de vest cât și în alte zone ale țării, a unor rețele foarte bine organizate de hoți de mașini. Informații pe care în perioada următoare le vom trece la valorificarea lor, întrucât problema principală pentru noi era de găsit arma, întrucât individul fiind foarte periculos, ne era teamă să nu provoace alte victime. Din cele spuse dumneavoastră la începutul emisiunii, Oprișul, care s-a sinucis azi noapte și susțineți că e asasinul lui Sasha Disici, este cel care l-ar fi împușcat, sau măcar arma pe care a folosit-o, care a fost folosită, este aceeași armă cu care a fost împușcat vicepreședintele PDSR la sfârșitul anului trecut. Deci există foarte, foarte multe indicii care ne duc la concluzia că este aceeași armă. Expertiza balistică, de fapt, va demonstra fără niciun fel de dubiu acest lucru, pentru că tuburile găsite la DEVA au fost trase cu această armă. Și în cazul asasinării vicepreședintelui PDSR nu s-a făcut un portret robot al asasinului? Atunci n-a fost văzut. N-a fost văzut de nimeni? Nu. Dar pistele pe care a mers poliția până acum nu duceau spre Opriș? Conduceau tot la o grupare de hoți de mașini din zona Arad-Timișoara, după informațiile noastre. Acum se coroborează toate datele, se fac investigații în continuare, verificări pentru a elucida și această crimă. Colegul lui Sasha Disi, cel care a supraviețuit, să spunem, acele întâmplări nefericite, sergentul major Ion Matescu, cel care a fost lovit în prima fază de mașina infractorilor, a recunoscut, l-a recunoscut pe cel care se spune, pe cel care se spune că ar fi asasinul lui Sasha Disici? Deci, a avut vreo loc vreo... Plutonierul Mateescu nu l-a văzut nici în prima fază foarte bine pe Sasha Disici, deci nu pe baza declarațiilor lui... Nu pe Sasha Disici, ci pe asasinul. Pe asasin, pe Raul Opriș. Deci nu pe baza declarațiilor lui am întocmit portretul robot, ci pe baza declarațiilor femeii acelea din comuna Ianova, care a văzut toată scena uciderii lui Sasha. Și femeia... Cu femeia ați făcut o astfel de confruntare, să identifice? După o asemenea chestiune, confruntarea nu mai este relevantă. Nu? Nu, dar se execută aceste chestiuni în continuare la Timișoara. Ultima informație arată că tatăl, să spunem, celui care s-a sinucis azi noapte și criminalului, după cele susținute de dumneavoastră, lui Sasha Disici, a fost prins cu încă o persoană undeva pe la Megidia, într-un hotel, și aceștia ar fi declarat că au amănunte despre cum a avut loc asasinatul. Deci, după informațiile noastre, taică s-o știu permanent de mișcările lui și a știut și de faptul că el este cel care l-a omorât pe Sasha Disici, motiv pentru care azi noapte, cunoscând că se află pe raza județului Constanța, a fost condus la Timișoara, audiat, de câteva minute i s-a dat drumul, a mers acasă, întrucât fiind rudă apropiată, chiar dacă avea cunoștință, dar nu-i putem proba participarea directă la asasinat, nu-l putem reține. A avut loc vreo, cum să zic, a reclamat într-un fel faptul că a fost omorât sau ceva de genul ăsta? Până acum nu am elemente de acest sens, nu. Spuneți-mi, vă rog, a existat o sumă foarte mare de bani în mașina Mercedes din care au tras asasinii lui Sasha Disici? Declarațiile martorilor oculari sunt contradictorii. N-am reușit să elucidăm până în prezent aceasta. Există și această supoziție că s-ar fi sustras din Mercedes, în momentul în care a fost abandonat, o sacoșă voluminoasă,
Dar n-am putut să elucidăm în totalitate această ipoteză. Aseară când a fost identificat Opriș Raul Octavian, era singur sau era însuțit de altcineva și el este singurul care a fost, să spunem, urmărit? Deci a fost singur. De fapt, o caracteristică a comportamentului acestui individ a fost faptul că se ferea, în afară de taică-su, practic nu avea pe nimeni mai apropiat căruia să-i se confeseze sau cu care să aibă legături. De fapt, în apartamentul în care el a stat ascuns în Timișoara s-au găsit câteva sacoșe cu rufe, cu îmbrăcăminte pe care bătrânul urma să le ridice de acolo, ceea ce înseamnă că numai în taică-su avea deplină încredere. Care ar fi, să spunem, până în acest moment învățămintele pe care le trage poliția română în urma unui astfel de tragic eveniment? Deci, așa cum vă spuneam și data trecută când am fost invitat la emisiunea dumneavoastră, există indicii certe de faptul că problematica furtului de mașină, că am fost scăpată din mână în ultima perioadă, introducerea în țară de mașini furate și furtul unor mașini de lux din țară a luat o foarte mare amploare. Vă spuneam că am depistat cu ocazia acestei operațiuni foarte multe rețele de hoți de mașini. Vom acționa în continuare pentru destrămarea acestor rețele și, hoți din păcate, mașini, și complicitatea unor cadre de din poliție. Domnul general, hoți de mașini, dar eu n-am avut niciodată sau... Probabil că sunt un naiv. N-am crezut niciodată că hoții de mașini pot fi atât de periculoși, pot fi criminali. Este un caz aparte, cazul acesta al lui Raul Opriș, sau hoții de mașini în general sunt indivizi foarte periculoși care, atunci când e vorba de a fura mașini, când e vorba să fure mașini, nu se dau înlături de la nimic și pot să și omoare, o să n-au armament. Deci noi vom radiografia foarte bine acest caz, dar ceea ce avem până acum ne duce la concluzia că sunt anumite rețele de hoți de mașini extrem de violente, extrem de periculoase, care nu se dădau nici de la crimă, după cum a fost, dar în general hoții de mașini practic nu folosesc atât metode violente, cât metode foarte parșive și foarte... ca să spun așa, care să nu conducă și să nu la comiterea de... Exact. Da, cum să vă spun, după ce a avut loc acest tragic eveniment, după ce a fost împușcat, după ce a fost omorât polițistul Sasha Disi și după ce primul ministru a dat o declarație în care spunea că toți hoții de mașini vor răspunde solidar pentru moartea polițistului Sasha Disi, după toate astea, n-a scăzut deloc numărul furturilor de mașini. Adică hoții n-au nicio clipă, n-au făcut un pas înapoi. Tot această tragică întâmplare, într-una din zile, a doua sau a treia zi, numărul mașinilor furate era la fel de mare sau, dacă nu, cumva și mai mare. Da, din păcate asta este realitatea, deci cu toată desfășurarea de forțe s-au mai comis multe furturi de mașini. E adevărat că numărul lor este într-o ușoară scădere în ultima perioadă de 10 zile de la uciderea lui Sasha Disici. Dar vreau să vă spun că noi nu slăbim sub nicio formă ritmul luptei împotriva infractorilor. Că se spune la un moment dat că este un foc de paie, că e o campanie pompieristică, nu este adevărat. Deci vom ține în priză, cum se spune, în continuare efectivele de poliție. Dar vreau să mai vă spun o chestiune. Tot acest caz ne-a demonstrat că aceste rețele sunt extraordinar de bine organizate. Au sisteme de comunicație foarte rapide între ei, lucrează cu mașini foarte puternice. Dacă sunt hoți de mașini. Ceea ce poliția la acest moment nu are. Dar, repet, cu toate mijloacele modeste pe care le avem... Domnul general, cum se face că aproape niciunul dintre hoții ăștia nu sunt prinși, din unii dintre ei sunt în libertate? Vedem și cazul ăsta al Bolgiu a fost eliberat în nenumărate rânduri, cu toate că s-a dovedit că a furat multe mașini. Cum se face că se fură mii de mașini, foarte puține, numărul celor care sunt găsite e foarte mic, și ce să mai vorbim de cei care le fură, că hoții ăștia nu prea ajung deloc după gratii? Dacă facem acum o statistică să vedem câți fost de mașini sunt după gratii, bănuiesc că sunt doi. Să știți că, în general, la un simplu furt de mașină nu prea se demanda de arestare.
Deci acest furt de mașină mai trebuie să fie însoțit și de comiterea altor fapte, eu știu, jaf, târhărie și așa mai departe, pentru a determina procurorul. Trebuie schimbată legislația, așa o să fur și eu mașinile din față la antena 1 și nu mă arestează nimeni. Cred că aceasta va fi următorul pas pe care îl vom face. Ultima întrebare nu are nicio legătură cu cazul de față. Am văzut că domnul Oatu a fost demis în urma acțiunii demersului domnului Grecea sau... Am înțeles că era vorba de o acțiune întreprinsă de mai multă vreme de poliția română. Deci, controlul pe care ministrul de interne l-a ordonat la unitatea de protecție din județul Neamț a vizat două aspecte. Aspecte de natură profesională, întrucât colonelul Oatu era șeful secțiunii județene de informații și protecție interne, și aspectele vizând implicarea sa într-o presupusă urmărire a echipei de control a Departamentului de Control și Anticorupție al Guvernului. Deocamdată, concluziile preliminare la care am ajuns în ceea ce privește stilul de muncă ne-au condus la această alte aspecte încă nu au fost elucidate pe deplin. Urmează ca echipa de control aflată acolo să ne prezinte în cel mai scurt timp concluzii. Vă mulțumesc mult, domnule mulțumesc. General. În partea a doua emisiunii veți urmări, o secundă vă rog, veți urmări dezbatere pe marginea scandalului legat de demisia lui Ovidiu Grecea. Stați pe aproape. Vegetale, pur și simplu delicioasă. Șeful, nu găsim nimic, să știi. Caută. Trebuie să fie... E șifonier. Nu-i nimic, ai șeful. Nu simți. Miroase detergent scump. Ăștia au bani, nu glumă. Mă, băieți! Voi căutați noaptea banii pe care eu nu-i găsesc nici ziua. Noul Bonux cu prospețimea unui detergent clasa 1 și curățenie de invidiat. Încearcă noul Bonux, prospețimea care te prinde la un preț care te surprinde. Start! Fără fițe! Fără figuri! Stai că și mie mi-e așa un somn! Fără rețineri! Voi da nenelele de flori, nenelele! Recunoști? Fără prejudecăți! În formă de zile mari! E frumoasă mea! Hai vino în gara noastră mică! În vervă! Amuzanți! Non-conformiști! Dezlănțuiți! Că te aștepti seara! Andreea Marin, Mircea Radu, Corina Ungureanu și Dan Bitman. Hai ziceți odată, vă rog! Dan Bitman, Corina Ungureanu... Așa cum nu i-ai mai văzut niciodată până acum. Sâmbătă seara... Nu mai devreme, nu mai târziu. La Academia Vedetelor. Pune mai tare! La Academia Vedetelor. Vivă, iar! Stai să-i vezi! La Antena 1. Da? Bă, dacă-i musa, ai musa. This is a business. Cine e de partea legii? We gotta find out who's running the show. I'm part of the operation. Și cine e împotriva ei? Every cop in Phoenix is looking for us. I'm pulling the plug on this. I am personally responsible. Martin Sheen. Do it. Charlie Sheen și Mark Dacascos într-un film despre afaceri necurate. We're gonna nail this bastard. Și oameni fără onoare. Vineri la ora 19:50 la Antena 1. Da, partea a doua emisiunii. Ovidiu Grecea a demisionat astăzi din funcția de șef al Departamentului de Control și Anticorupție al Guvernului. Ovidiu Grecea a afirmat că a decis să recurgă la acest gest din dorința de a nu împiedica sub nicio formă activitatea viitoare a Guvernului și a precizat că această decizie constituie o datorie de onoare care poate era așteptată și dorită. Ovidiu Grecea a apreciat că este mai bine ca în fruntea acestui departament să se afle o altă persoană cu mai bună pregătire și mai loial față de șeful guvernului. Tot acesta a pus luni seara la dispoziția presei, după câte vă aduceți bine aminte, un raport în care erau prezentate date privind persoanele și numărul de matriculare a mașinilor care a participat la acțiunea de supraveghere și urmărire în timpul controlelor efectuate la o serie de societăți comerciale din județele Vaslui și Neamț. Am invitat pentru a dezbate acest subiect în studioul nostru pe domnul Constantin Bucur, deputat Partidul România Mare,
membru în Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, pentru că tot a fost domnul Grecea urmărit de serviciile secrete. Totodată, domnul Bucur, vă aduceți aminte, a făcut parte, a fost cadru activ în Serviciul Român de Informații. E adevărat, da? Da. Tot în studioul nostru se află domnul Sorin Roșca Stănescu, ziarist. Este adevărat. E adevărat că ați fost și dumneavoastră, da? Domnul Octavian Mitu, deputat PDSR, membru în Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Domnul Ion Cristoiu, ziarist. Încă ziarist. Domnul Constantin Dudu Ionescu, fost ministru de interne. Bună seara. Bine ați venit. Și domnul Ovidiu Drăgănescu, deputat PNL, vicepreședinte al Comisiei Siguranță Națională. Probabil că ați urmărit cu toții ceea ce s-a întâmplat în acest caz și aș vrea să ne întoarcem la ziua de luni, atunci când domnul Ovidiu Grecea a dat publicității un raport, o notă despre activitatea depusă în județele din nord din Moldova, activitate care, spune domnia sa, a susținut și a rămas, pe, să spunem, pe aceeași poziție până în ultima clipă, activitate care a fost urmărită de serviciile secrete. În ce măsură serviciile secrete din România pot urmări un membru, un demnitar al Guvernului României, care, să spunem, era în timpul, în exercițiul funcțiunii? Orice cetățean al României nu poate fi urmărit decât cu mandat de la procuror. Indiferent dacă este demnitar sau nu. Și din acest punct de vedere, cred că ori este o neînțelegere, ori este o inițiativă personală, dacă aceasta este realitatea a uneia dintre lucrătorii din serviciile menționate de domnul Grece. Domnul Cristoiu, dumneavoastră, ca ziarist încă independent, cum ați văzut desfășurarea acestui scandal? Independent? Pentru că mâine s-ar putea să veniți și mai independent, să deveniți și mai independent, da, dacă se duce acum. Și mai mult decât atât. Din punct de vedere, eu aș trata scurt, din punct de vedere politic, este prima lovitură serioasă administrată cabinetului Năstase. Indiferent de dedesubturile acestui scandal, este limpede că opinia publică nu va crede că Ovidiu Grecea a demisionat din alte motive decât acela că, numit pentru a hăitui fosta putere, eu așa că am depășit atribuțiile, să spun așa, în ghilimele, și a început să se ocupe și de noua mafie. Deci cred că asta este opinia publică, n-am spus-o eu. Și din acest punct de vedere, domnul Adrian Năstase, mă întreb când a greșit, când l-a numit pe Ovidiu Grecea, sau acum când a renunțat la domnia sa. Pentru că, de fapt, din nota făcută de domnul Grecea, reșea mai degrabă că e vorba de o mafie moștenită, cum să spun, sau, mă rog, de rețele moștenite. Asta se spunea acolo, erau anumite persoane care se spunea că au fost înainte în funcție și înainte. Oatul era și înainte. Nu, dar vreau să spun că domnii care sunt din Comisia de Apărare, la trecerea domnului Ioan Rus prin Comisia de Apărare, domnia asta e foarte interesant, a fost întrebat, uitați-am aici, când a fost, pe data de, imediat, pe 27 decembrie 2000, interesant este că în Comisia de Apărare, în comisiile, da, de apărare, a fost întrebat în legătură cu relațiile domniei sale cu un implicat. Deci, de pe atunci, poate dânsii ne-ar putea spune, au fost unele îndoieli și, în același timp, ca să închei, însuși Grecia, în momentul în care este la prima conferință de presă, când spune că a venit să facă ordine, afirmă în același timp că e deja, departamentul său a trezit temeri în guvern. Deci cred că de pe atunci. E normal ca un grup de control, să, mai ales al primului ministru, să genereze temeri în momentul în care vine cu teme prestabilite. Dacă vine doar pentru respectul pentru lege, e perfect. Domnul, că se referea în guvern. Domnul ministru, apropo de funcția pe care ați deținut-o, în această notă, în acest raport, se spune de menționat că această stare, de fapt, a fost prezentată în mod ierarhic la nivelul SRI directorului Consiliu Giongescu în 2000, dar de intervenția directă a generalului Ardelean asupra ministrului de interne Dudu Ionescu, cazul colonelului Oatu a fost mușamalizat. Acesta fiind scos pentru o scurtă perioadă din mediul relațional și de afaceri al județului Neamț și trimis pentru o odihnă timp de 3 săptămâni în China. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Chestiunea cu odihnă nu o cunosc. Nu mi-amintesc ca domnul general Ardeleanu să intervină și, de altfel, nu cred că și-ar fi permis domnul general Ardeleanu să facă astfel de intervenții.
Încât îl cunosc eu pe domnul general Aldereanu și cred că îl cunosc. Nu, băi, nu era șeful domnului Oatu. Asta era ideea, putea să intervină la cale era. Putea să intervină în momentul în care s-ar fi întâmplat ceva deosebit, dar domnul general Aldereanu are o oarecare verticalitate care... care îi dă. Mi s-a reclamat acest caz de Oatu, ajută dumneavoastră? Singurul lucru, singura conexiune pe care mi-o amintesc în momentul de față este faptul că domnul colonel Oatu avea un frate care a fost candidat la Piatra Neamț pentru primar, nu știu dacă a câștigat, nu rețin. Deci n-ați auzit în perioada în care ați lucrat în minister, în perioada în care ați condus Ministerul de Interne despre cazul Oatu sau un asemenea... Era subordonat. Nu pot să ne că la modul la care este îl regăsim în acest raport. Nici s-a pus problema. Și în orice caz ceea ce se spune acolo că domnul general Aldereanu a fi făcut vreo intervenție la mine, doamna ferește. Domnul general Aldereanu nu a făcut. Am înțeles, domnul Stănescu, dumneavoastră cum vedeți desfășurarea scandalului? Aș pleca din altă direcție și mi-aș pune întrebarea dacă primul ministru Adrian Năstase l-a obstrucționat sau nu în ancheta în curs de desfășurare pe domnul Grecia. Aparent domnul Grecia a fost obstrucționat chiar de primul ministru, pentru că altfel nu se explică de ce a venit cu raportul la presă și nu s-a dus cu raportul la primul ministru. De ce s-a dus să se plângă despre membrii cabinetului PDSR la presă? De ce nu s-a dus la superiorul său, la primul ministru? Dar, pe de altă parte, nu există niciun indiciu că l-ar fi obstrucționat domnul Adrian Năstase. Și atunci încep să mă întreb dacă totuși nu asistăm la un soi de spectacol. Domnul Tucă, dacă permiteți și nu mai vorbesc, să ne-a invitat. Permit să fac o mică digresiune. Astăzi, venind despre dumneavoastră, am văzut pe Bulevard Dona Ipătescu, deci în plin centrul Bucureștiului, pe cineva umblând contrasens. Așa, și nu dinspre Piața Victoriei, dinspre Piața Victoriei, înspre Piața Romană, înainte de intersecția aceea care acum este astupată. Respectul pentru regulă. Mi s-a întâmplat să recitesc zilele trecute un articol lui Adrian Marino, paranteză, fie spus, Adrian Marino nu prea e recunoscut în România, cu toate că e hipercunoscut afară, despre neopașoptism ca idee și despre ce au făcut pașoptiștii în România. Lăsând la o parte discuțiile politice de atunci și ceea ce au dus e important, era și acolo respectul pentru regulă. Ceea ce s-a întâmplat în cazul Grecia este produsul societății românești în care respectul pentru regulă, și aici o echipă, trebuia să mă duc la cel care m-a numit, sau dacă fac public aceste lucruri, le fac după ce demisionez. E adevărat că domnia s-a demisionat între timp și hai să zicem că într-un fel sau altul a mai curățit puțin din zgura care s-a acoperit. Sau a fost demisionat? Păi eu cred că trebuia să fie demis. Dacă îmi permiteți, îl cunosc relativ bine pe domnul Grecia. Domnul Grecia are multe lucruri pozitive, altele ca și în raportul pe care l-a citat dumneavoastră domnul Tucă, care sunt făcute neprofesionist la așteptările pe care le avea la pregătirea profesională pe care o are domnul Grecia. Deci revenind, în momentul în care intri într-o echipă, cu mandat sau nu, asta e o chestiune pe care putem să discutăm. Și nu respecti această regulă, că trebuie să raportezi celui care te-a numit, în momentul ăla poți să pleci liniștit, fără să mai aștepți să dea cineva afară. Deci, observ că un distins reprezentant al PNCCD acordă un sprijin nebănuit pe DSR. Aș vrea ca distinși reprezentanții PDSR-ului să critique PDSR-ul. Că... Domnul Cristo, aici nu este vorba. Aici este vorba de o mentalitate românească care este păguboasă și a cărui rezultat îl vedem și haideți să vedem și ce spun deputații care sunt în Comisia de Apărare, pentru că în afară de orice scandal sau în afară dacă trebuia să ducă la premierul Adrian Năstase, dacă l-a demis sau dacă nu l-a demis, astea sunt chestiuni care țin de a face politic. Însă eu cred că lucrul cel mai important este, dacă se dovedește că asta e realitatea, cel mai grav lucru sau cel mai important lucru și grav totodată este faptul că acești oameni care s-au dus acolo din partea guvernului au fost urmăriți cu o mașină a unui serviciu special. Nu se știe asta, nu e dovedit. Păi, până una alta a fost demis domnul Oatu și, cum să spun, mașina a existat, a fost acolo, domnul Oatu a fost acolo. Există, să spunem, în proporție de 50% șanse ca toate aceste lucruri să se fi desfășurat. În afara faptului
că n-au existat cei din PDSR sau n-aveau nicio legătură, sau domnul Rus sau domnul Ardelean. Doamne, dar a fost urmărit. A existat cel mai grav. Ce părere aveți? Cu un amendament, îmi cer scuze și termin. Cu un amendament pe care, de altfel, am și spus că putea să fie o inițiativă proprie a domnului colonel și să folosească mașina întreprinderii. N-am pus în discuție că a fost inițiativa domnului Radu sau a, nu știu cui, ci că s-a aflat o mașină a unui serviciu special acolo. Dar atunci nu se mai poate spune că a fost o inițiativă a unui serviciu. Păi omul ăla lucra în serviciu, al cui era inițiativa? Era ăluia care lucra în serviciu. Părerea mea este că Ovidiu Grecea și-a creat aureola de incoruptibil în opinia publică. Eu cred că exact pentru acest lucru a fost ales de actualul guvern și pus în această funcție. Omul a încercat să-și facă datoria, a râcâit, a deranjat prea mult viespăria aceasta care exista acolo și care există peste tot în țară, știți? Și ca atare a primit... Am înțeles. Asta este părerea mea. Pe partea cealaltă, privind urmărirea lui, ce să vă spun? Adică e foarte scandalos pentru faptul că eu, parlamentar la ora actuală, deci devenit parlamentar, sunt urmărit. Dacă până în toamna trecută ar fi fost normal sau știu eu, dar în continuare sunt urmărit. De cine sunteți urmărit? Prefer să mă abțin, să nu spun păi de cine. Dar nu mai faceți afirmații de genul ăsta, dacă nu... Poate vă păziți, măcar probațiile, dacă... Ceva. Și lăsați, dar nu trebuie să fiți dumneavoastră avocatul nimănui. Nu, faceți afirmații, care sunt extrem de grave. Un parlamentar român este urmărit de niște servicii românești. Este extrem de grav. Deci, dacă eu sunt urmărit, domnul Marius Stucă, dacă eu sunt urmărit, dacă și alți oameni din Partidul România Mare sunt urmăriți... De cine nu sunt urmăriți? Probleme. Asta era întrebarea mea. Nu mi-ați răspuns. Nu sunt probleme. Dar uitați, vine un om al guvernului și este urmărit. Da. Știți? Păi asta era discuția. Este scandal. Dar, e bine că... Eu urmări îl urmăresc, să știți, că în timpul ședințelor în cadrul comisiei și poate se referă și la asta. Nu am nicio speranță că o să mă apărați pe mine sau ideile mele. Domnul Mitu, domnul Drăgănescu și domnul Bucur, eu vă întreb, sunteți în comisia de apărare. Eu, dacă eram deputatul partidului X, nu contează al cărui partid, și aflam că se întâmplă astfel de lucruri, mă ridicam, făceam parte din această comisie și spuneam, fraților, ce se întâmplă în România? Niște membri, niște demnitari ai guvernului sunt urmăriți de serviciile secrete sau de un angajat al serviciului secret? Domnul Marius Stucă, nu te aude nimeni, domnul Marius Stucă. Eu am demonstrat în 96 că interceptările acelea se făceau fără mandat. Și mandatul nici astăzi nu l-am văzut. Iar ne întoarcem în 96, domnul Bucur. Da, dar eu am proces. Peste o lună am din nou proces la Curtea Supremă. Am înțeles, și domnul Mitu. De ce n-ați făcut, domnul Mitu? Atunci nu au existat mandate. Știți? Și eu sunt cel condamnat. Păi cum nu vrea, domnule, n-am făcut nenumărate emisiuni? Da, dar... Chiar m-am bătut pentru cauza dumneavoastră, că mi se pare că nu suntem într-un stat polițienesc ca să fie ascultate telefoanele. Alăluia, alăluia și alăluia. Nu contează. Mă tem că suntem. Păi nu se poate, de-aia discutăm aici. A demonstrat un om al guvernului. Păi asta pun în discuție și întreb și pe ceilalți domni din Comisia de Apărare. De ce n-ați luat o poziție față de această chestiune? Domnul Tuca, dacă vreți un punct de vedere al meu ca membru și al PDSR-ului, să spun, domnul Grecea deocamdată nu s-a adresat, ce știu eu, vreuneia dintre camerele Parlamentului, așa că... Bine, dar comisia se poate autosesiza. Comisia ar putea să se sesizeze. Sigur, dar chestiunea, sigur, e foarte proaspătă, abia acum se derulează. Noi am discutat, să zic, pe tema aceasta și chiar ajunsesem la concluzia să vedem întâi care și cum se va clarifica, să zicem, în ce fel, chiar relația dintre domnul Grecea și domnul premier. Acum, sigur, că lucrurile apar că intră pe... Domnule, sincer, vă spun, pe mine nu mă interesează relația dintre domnul Grecea și domnul prim-ministru. Cum nu mă interesează nici demisia la urma urmei a domnului Grecea, decât în măsura în care e cauzată de ceea ce s-a întâmplat în nordul Moldovei. Vreți să vă spun ceva? Deci Neamț a fost doar în o parte din ceea ce s-a întâmplat. Domnul Grecea a fost urmărit din informațiile pe care le-am de la alți oameni care au fost prezenți la controle și în Jiu Vaslui și în Botoșan, sau unde a fost. Deci n-a fost numai urmărirea de către domnul, de-aia spun că e vorba de un serviciu aici.
Domnul Drăgănescu. Și, și nu uitați că este un profesionist, adică nu se înșeală când a spus... Absolut, păi dar l-a văzut mașina, identificat-o și a recunoscut că era mașina aia. Faptul că s-a zis că nu e, mașina nu avea aparatură, păi ce aparatură să aibă mașina pe aia? Senzor de lumină? Spuneți, domnul Drăgănescu. Și aș vrea să spun în primul rând că acest caz seamănă izbitor cu cazul Valerian Stan. Tot un fost șef al corpului de control al guvernului a deranjat anumite structuri, după care a fost nevoit să plece. Seamănă izbitor și cu cazul Grecia. Care și el a mai plecat. Cazul odată. Grecia 1. Grecia 1? Da. Într-adevăr, la ora actuală, comisia va trebui să se autosesizeze, deoarece nu numai cazul Grecia, dar iată că sunt foarte multe scandaluri legate de Sistemul Național de Apărare. Legate atât de activitatea SRI, de activitatea Ministerului de Interne, acum avem probleme chiar cu CNSAS-ul care controlează anumite și nu ajunge la arhivele la care trebuia să ajungă de mult conform legii, arhive care se află la fostele servicii secrete și la actualele servicii. Nu intrați pe subiectul ăsta cu arhivele, că vă termin în două minute. Nu, nu ați avut patru ani să umble în arhive la SRI, de ce nu i-ați dat arhivele? Cine a trebuit a umblat? Nu, lăsați, domnul Bucur, de ce nu le-ați dat, domnul Drăgănescu? Arhivele trebuiau date la mijlocul anului trecut, și de când ce legea nu a intrat în vigoare. Că erați la putere. Eu nu eram directorul SRI, nu eram directorul SIE, așa că nu eu trebuia să dau. Eu am luptat pentru această lege ca să apară cât mai repede. Dumneavoastră, știu că ați luptat pentru că ați fost în numărate rânduri. În cazul nostru a fost foarte funcțională legea. Mai acum se fac speculații, se cere dosarul lui I și lui Y. Ori se dau toate dosarele, se spune, să intră în colimator tot ce înseamnă persoană publică, ori nu se mai dau. Aveți perfectă dreptate, dar eu vreau doar să sesizez faptul că foarte multe scandaluri legate de Sistemul Național de Apărare, de instituții din acest sistem. Și normal, chiar dacă PDSR-ul ar trebui să fie primul care să ridice problema Comisia de Apărare, deoarece este majoritar și el hotărăște la urma urmei, va trebui să ne autosesizăm noi cei ieri la început și dacă este nevoie chiar niște comisii de anchetă. Din păcate, la ora actuală, comisia nu a făcut acest lucru. Prima care trebuia să se autosesizeze era Comisia de Control a Serviciului Român de Informații. De ce legătură are faptul că a fost urmărit Grecia de unul de la Ministerul de Interne? Ministerul de Interne este în jurisdicția Comisiei de Apărare Ordine Publică. Păi tocmai asta spuneam și eu. Vorbesc despre servicii aici. Eu vorbeam despre faptul că OAT-ul l-a urmărit pe Grecia, demnitar al guvernului. Nu, unitatea Ministerului de Interne este în subordinea Ministerului de Interne, deci Comisia de Apărare. La Comisia de Apărare, tocmai, da. Da, deci, eu vă întreb, de ce nu l-ați chemat sau de ce n-ați făcut o sesizare din partea Comisiei să se prezinte la Comisie pentru audierea OAT-ul? Domnul OAT-ul, domnule, l-ai urmărit pe Ovidiu Grecia, pe Tătaru și pe Dragu și pe Lacu? Da, i-am urmărit. Păi de ce i-a urmărit? Și alți martori, că domnul Grecia n-a fost singur. Absolut. Deci... Dar erau prefectul, erau cei de la Melana, directori de întreprindere. Care acum au revenit asupra de. Și apoi fiecare să spună mai mult, dintre cei care au fost urmăritori, de ce au urmărit? Din porunca cui? Bun. Dacă așa singura poruncă legală putea să fie a parchetului. Dacă s-a făcut o urmărire în cadrul serviciului, este o urmărire ilegală, evident. Eu însă am mari îndoieli asupra acestor afirmații. Domnul ministru, deci indiferent, iertați-mă, de... Se poate să aveți dreptate, se poate să aibă dreptate Grecia, se poate să aibă dreptate și Aristotel. Problema, nu Aristotel, Aristotela. E Platon. Nu, și Platon. Problema fundamentală este că această problemă, că acest scandal nu poate fi rezolvat de Parlament. Da, aici suntem de acord. Fiind vorba de deja de un, mai ales că au apărut acuzații foarte grave în legătură cu această unitate cu domnul Adrian. Au apărut acuzații grave. Ele trebuie să nu pot fi rezolvate, așa cum a încercat domnul prim-ministru, se dea tot domnului Rus. Cum să spun, adică a venit dihorul să mănânce găinile și a fost pusă vulpea. Nu, da, vedeți acum, nu vulpea. Da, nu, deși nu. Deci vedeți acum, eu nu iau apărarea nimănui și încercăm, vorba dumneavoastră, să ne fie prieten adevărul. Vine cineva, face niște afirmații publice, fără să fie înștiințat pe superiorul lui și toată lumea îl crede. Bun. Și din momentul ăsta, trebuie să-i anchetăm pe cei care eu am lansat acest semn de întrebare. După părerea mea, a greșit că nu s-a dus mai întâi la primul ministru, dar asta nu înseamnă că, automat, că n-a spus adevărul. Și acum, ca să vedeți că n-am prejudecăți, luăm cazul fostului capitan, sau nu mai știu, în rezervă, Bucur. Da? Deci dânsul, la interceptări, sesizează faptul că se fac interceptări ilegale.
Nici dânsul nu își informează din prima superiorii. Pentru că era convins că... Și cu scandalul în presă. Era convins că... S-a mai uitat, i-am informat. I-a și informat. Bun. A și cu scandalul... Stați puțin. Dacă e altceva, atunci explicați-mi cum este posibil ca acest om să fie hăituit atâți ani de justiție. După ce omul vine și spune, stimați concetățeni, în această țară nu se respectă legile, sunteți expuși unui pericol constant, sistematic de poliție politică și vine și cu probele. Că ăsta e adevărul. Bun. Nu s-a găsit niciunde, da? Vreun mandat. E limpede că SRI-ul a încălcat legile țării. N-a fost nimeni sancționat cu excepția capitanului Bucur, care a ajuns la PRM pentru că toată lumea afară de presă l-a părăsit. Ăsta e adevărul. Da, și sau, care mă rog, legătura, o fi ajuns datorită convingerilor dumnealui. Nu asta. Acum, apropo de bănuială. Un lucru este clar. Deci, domnul Ovidiu Crecea a fost numit în ianuarie, a ținut prima conferință de presă pe 6 februarie. De atunci, într-o veselie, a prezentat presei afaceri vizând fosta putere, da? Nimeni nu s-a sesizat atunci, nici domnul prim-ministru, nici ministrul de interne și nimeni. A prezentat afaceri... Așa, la modul general, quasi-generală. Voi înscrieți în PDSR, n-am nimic, v-am spus că actuala putere... Păi da, iau apărarea celor care au făcut, cu care a fost colegi. Păi nu v-am criticat, am spus că a fost lăsat, a fost lăsat. L-avem la telefon pe domnul Grecea să vedem ce ne spune pentru prima dată, vreau să ne spună în direct. Bună seara, domnul Grecea. Bună seara, domnul Țucă și invitațiilor dumneavoastră. Cu scuzele de rigoare pentru intervenția ca atare și prin faptul că efectiv nu am putut ca să particip poate și eu la emisiunea noastră. Avem tot timpul, domnul Grecea. Da. Ce se întâmplă? Sunt câteva lucruri care cred eu din capul locului ar trebui poate precizate și îmi pare rău că până la urmă n-am ajuns. Bun. Ceea ce am spus noi acolo se numește raport cu privire la informativ operativ. Acum, dacă domnul ministru Dudu Ionescu și ceilalți care au lucrat poate sau au cunoștințe și bineînțeles și ilustri reprezentanții Parlamentului, una este nota de control ca atare și alta este raportul informativ operativ care ți este cerut de către primul ministru ca urmare a ceea ce s-a întâmplat. De altfel, raportul respectiv cuprinde două părți absolut distincte. O parte care face referire la scopul pentru care am fost trimiși de către domnul prim-ministru Adrian Năstase, respectiv la Melana ESA, și ce am găsit acolo, din punct de vedere economic, financiar, juridic. După aceea, sistemul relațional pe care l-am găsit și, bineînțeles, că în acest raport este trecut episodul, mai mult sau mai puțin fericit, cu mașina și cu amenințările care au fost făcute într-o instituție a statului, în prefectura Neamț, la adresa unui director și a doi experți guvernamentali de către un alt reprezentant al statului, respectiv un ofițer care era șeful serviciului 0962 de la Neamț. Deci au existat după aceste amenințări directe. Deci categoric lucrul ăsta. Iar chestiile că nu ne-a văzut, că nu s-a întâlnit ca asta, astea sunt că tipuri de 2 lei. Aici dacă vorbim, hai să vorbim ca niște oameni serioși și care poate încercăm totuși ca să funcționeze niște lucruri pentru liniștea și pacea sufletească a multora. Noi suntem în control și este bine știut acest lucru. Lumea vine și tăbărăște și la hotel, și la prefectură, sau pe unde, și pe stradă, ne oprește sau nu știu ce. Fie ne dau plicuri, fie se adresează direct. După nota de control, după raportul acesta, în cadrul, după ce am prezentat situația cu Melana și cu Oatu și cu Filatu și cu nu știu ce, urmează 3 puncte, da, 3 steluțe, și după aceea se comentează că sunt lucruri pe care primul ministru, datorită gravității aspectelor care ne-au fost prezentate, trebuia
se ia la cunoștință. Noi, în acest sens, i-am prezentat domnului prim-ministru aspecte legate și de sistemul relațional care este cu doamna care este soția președintelui Consiliului Județean, care e membru și PDSR și care e consilier juridic la firmele lui OATU. În sensul acesta am prezentat și aspectele și referirile care culmea au fost făcute de doi oameni din Piatra Neamț cu privire la așa zisul grup de la Cluj. Deci vreau ca să știu bine că noi nu i-am acuzat și nici nu am permis, sunt trimiteri, vă rog să rețineți ce vă spun. Dar mă gândesc că o să se citească cu atenție acest lucru. Din potrivă, noi ceea ce am subliniat foarte clar, este următorul, deci sunt aspectele clare care le-am văzut și le-am verificat noi cu Melana și restul aspectelor care ne-au fost prezentate. Și de-aia vă rog, așa cum sunt formulate ele, unele sub altele cu steluțele respective care le despart, sunt informații disparate până la urmă, dar care au, uitați-vă, o doză de dubiu. Deci noi nu l-am acuzat. Domnul Grecea, o secundă vă întrerup. Spuneți-mi, ați fost urmărit numai în județul Neamț de domnul Oatu și domnul Oatu a venit și a... Deci noi am avut, hai să spun, coadă de mai mult timp. Se pare că acest control pe care a fost puțin anunțat mai devreme și solicitat, bineînțeles, de către domnul prim-ministru Adrian Năstase, a stârnit în teritoriu, în Moldova, anumite pasiuni. Există, din verificările încrucișate pe care le-am făcut în județul Neamț și în județul Vaslui, aceleași firme sau firmă mamă, firmă fiu, prin care s-au adus prejudicii și rezervelor statului cu operațiuni oneroase de grâu, unde sunt la Cerealcom și Carelcomfu printr-un strugariu care e cunoscut și în Piatra Neamț, care are afacerile și în Vaslui și cu rambursările, zicem noi, ilegale de TVA de ordinul zecilor de miliarde de lei. Deci la noi lucrurile acestea au fost, o să vă spun, anunțate puțin mai devreme. Ceea ce face domnul Grecea acum, vreau să spun că lumea înțelege că dânsul, nu știu, a reușit să descopere mari nereguli, iar noi, cei care susținem actualul guvern, facem tot ce e posibil ca să-l împiedicăm. Nu știu dacă ăsta e subiectul emisiunii. Eu, de exemplu, aș vrea să rog mai bine să ne explice care este motivul demisiei dânsului de astăzi. Este o întrebare pentru care eu chiar aș vrea un răspuns. Eu unul chiar... Da, domnul deputat, eu pot să vi-l dau în direct. Motivul demisiei mele este în condițiile, așa am și anunțat, în condițiile în care există dubii cu privire la faptul că secretarul de stat, șeful departamentului de control și anticorupție al guvernului, aflat în structura, în subordinea directă a primului ministru, există dubii cu privire la integritatea activității lui și la faptul că el răspunde la comenzi sau că este dirijat sau că prin raportul respectiv a ofensat membrii ai guvernului, eu, cu scuzele de rigoare, repet, am impresia că trebuia cineva ca să le explice acest lucru, dar nu am apucat să fac. Păi, domnul Grecea, da? Cine a exprimat aceste dubii? Că e prima oară când eu, unul, aud de asemenea dubii asupra corectitudinii dumneavoastră, dubii venite din direcția guvernului. Deci cine? Păi dacă, domnul Stănescu, deci în condițiile în care nu se face distinția clară între ceea ce înseamnă raport informativ operativ cu partea de început și se simt în partea a doua vizați niște oameni care vă rog să citiți cu atenție, nu se fac în niciun fel referiri, ci din potrivă se trag semnale de alarme că se încearcă penetrarea sistemelor relaționale pentru compromitere sau alte considerente, atunci percepția la nivelul guvernului, a echipei Năstase, a fost că un jucător joacă fals, a vândut meciul. Deci vă referiți la domnul Ardeleanu și la domnul Rus, probabil, da? Nu, se referă la domnul Iasa. Se pare că am fost ales eu în chestia respectivă, că eu aș fi fost cel care
mă rog, nu am corespuns solicitărilor și n-am avut verticalitatea, probitatea morală și profesională. Domnul Grecea, am și mie să pun două întrebări. Domnul ministru, îmi cer scuze. În primul rând, vreau să vă întreb dacă există o apostilă a primului ministru pe raportul pe care l-ați dat dumneavoastră, sau domnul ministru l-a văzut ca noi toți în presă. Asta este prima întrebare. Și a doua întrebare este dacă este adevărat că în prima versiune numele profesorului Marga nu apărea, pentru că în prima versiune care a fost dată presei, nu știu dacă care e prima versiune a dumneavoastră, pentru că în a doua versiune, tot ce a dată presei, apare numele profesorului Marga într-un context total fals. Domnul ministru, aveți perfectă dreptate când puneți această întrebare, pentru că sunt într-adevăr două lucruri care au stârnit, hai să spunem, comentarii și pasiuni. Și vreau ca totul să fie bine înțeles, inclusiv de domnul președinte, al căruia mi-a permis ca să-i trimit și o scrisoare și raportul ca atar. Raportul pe care noi l-am înaintat domnului prim-ministru este semnat de către mine și de către cei trei directori, mai mult chiar, este semnat pe fiecare filă în parte. În parte. Deci, domnul prim-ministru l-a citit, bineînțeles, și vreau să vă spun că... Nu, dar întrebarea mea nu a fost asta. L-a citit înainte de a fi în presă sau după ce a fost în presă? Deci, presa totdeauna apare a doua zi. Eu l-am prezentat domnului prim-ministru, dacă nu mă înșel, în ziua seara, deci înainte de a apare în presă. Da, eu deci, o să-mi permit să revin asupra... Chiar brosolonii de genul acesta nu puteam să fac. O să vă pun din nou întrebarea... Și legat de Marga, de domnul profesor Marga, n-ați spus. De domnul profesor Marga... Stați puțin, dacă l-ați prezentat seara, numai puțin. Dacă l-ați prezentat seara domnului prim-ministru și a doua zi dimineață a apărut în presă, rezultă că l-ați prezentat presei înainte să-l prezentați primul ministru. Presa a preluat, dacă domnul Stănescu, presa se pare că a preluat... Primul lăsă-vă dumneavoastră seara, înainte de a apărea în presă. Da, niște strife-uri pe care, să spunem, noi le colaționăm sau le conectăm, le coborăm. Deci nu este raportul raport. Raportul... A părți din raport. A ajuns la forma finală respectivă, a trecut prin mai multe, dacă vreți, nu variante, dar mai multe. Și de începând de la banala virgulă sau poate niște... Deci au transpirat în presă de la... Corect, au ajuns în presă de la serviciul dumneavoastră? Păi n-aveau cum să aibă acordul premierului Adrian Astase atâta vreme când nu-l văzuse. Deci el au ajuns la presă înainte. E adevărat, nu? Deci a fost o scurgere de date până la urmă confidențială. Până să-l vadă primul ministru, domnul Grecea. Domnul Ducă, deci strife-urile respective, cum... Ălea, deci strife-uri vorbim, nu de raportul final întocmit, deci și așa mai departe. Raportul final, categoric. Raportul final este clar când a fost prezentat domnului prim-ministru, cum și în ce fel. Vă mulțumesc și eu foarte mult, domnule Grecea, pentru faptul că mi-ați răspuns la întrebarea care ar fi motivul demisiei noastre. Ca să spulberăm orice fel de îndoială, e clar că motivul e dat de profesionalismul noastră, care v-a făcut să realizați că l-a spus în mare dificultate pe cel care v-a investit cu încredere și mă refer la domnul prim-ministru. A recunoscut asta pentru că a zis că a dat atunci. Dar să fie clar că ăsta este principalul motiv și exact pentru că mai nu mă interesează motivele politice. Spune domnul Pistoiu. Deci să-i dai-o domnului Mitru, că e un demn reprezentant. Următorul și mi s-a dat cartonașul galben pentru că nu am, am fost considerat de cel care am dat către presă, poate eu, strike-urile respective și a aflat relativ presa în același timp cu primul ministru, poate niște aspecte legate de conținutul raportului respectiv. Domnul Grecea, înainte de a-i da cuvântul domnului Cristoiu, eu am avut acele strike-uri, dar nu le-am primit la dumneavoastră, trebuie să recunosc asta. Da, domnul Cristoiu, spuneți. Că nu, că se mai stea domnul Grecea. Stă, domnule, că nu-l dă nimeni afară. L-am văzut că era foarte entuziasmat la ora 7, nu, la 6 l-am văzut la Prima TV, în legătură cu iubirea domnului prim-ministru față de dumneavoastră. Vreau să spun că la ora 7, când a început emisiunea pe TVR a domnului prim-ministru, domnul prim-ministru s-a lepădat cu brio de domnul Grecea. Și a declarat, și aici vreau să răspund domnului de la putere, că
spre satisfacția lui, întreg guvernul a condamnat cu mânie proletară, mă rog, domnul prim-ministru n-a zis așa, atitudinea domnului Grecia. Deci asta este limpede, toată această... Și ce aveți, domnule, de vă uitați la mine? Nu, păi mă uit la tine că nu mai știu să mă uit la cameră. E, nu știu. Așa, m-am prostit. Face, să-i facem ce nu, domnul Grecia, nu, deci este limpede. Parcă v-am făcut eu ceva. Nu. Păi, poate vă vede vreun prim-ministru. Spuneți. Te luam drept, domnul Grecia. Ziceți, domnule, întrebați-i domnul ceva Grecia, pe domnul păi Grecia. Păi asta este. Mai sunteți acum convins că domnul prim-ministru va apăra până în pânzele albe? Păi a fost vreodată ca să mai fie acum. Spuneți. Așa de ca dumneavoastră. Spuneți, domnul Grecia. Eu sunt convins că domnul prim-ministru a avut poziția foarte clară și fermă atunci când a declarat public că îmi dă cartonașul gaz. A ajuns acest raport. La presă, înainte de aici. Da. Așa. Da. Dar nu a mai avut ce să facă în condițiile în care, pe semne că în cadrul ședinței de guvern, s-a creat acest front comun. A spus că nu se mai poate lucra cu dumneavoastră, nu mai sunteți în echipă, fapt care va determina să vă înaintați demisia. Deci s-a creat un front anti-Grecia în guvern, asta. Adică tine toți membrii guvernului. Adică s-a întâmplat un lucru firesc. Ca un om care nu înțelege ce înseamnă lucru în echipă, atunci când noi practicăm leadership, avem niște obiective, da, recunoscut asta. Le atingem, nu? Da. Unul dintre membrii echipei se oprește pe de acord, domnule, la ce legătură avea ce spuneați cu PDSR-ul de la Vaslui, care nu știu ce? Nu, eu credeți nu că tot ce se întâmplă în țara asta e cauzat de PDSR neapărat dacă sunteți la putere? Nu, eu și mă refer la relația dintre un membru al guvernului, măsura domnule, care dacă sunteți de la putere, dacă tot sunteți reprezentant, dacă tot sunteți reprezentant al PDSR-ului în Parlament, trebuia ieri să vă ridicați după ce ați aflat că OAT-ul urmărea pe Grecia, că mâine o să vă urmească pe dumneavoastră sau pe mine. De unde știți că n-am făcut-o, domnul Tudor? Ce ați făcut, domnule? Ce spuneți dumneavoastră? Păi nu v-am auzit. Am făcut-o, domnule. Ce ați făcut? Deci am ridicat această problemă în cadrul grupului parlamentar PDSR. A rămas ridicată, domnule. Ea a rămas ridicată pentru că dumneavoastră, ce să spunem, astăzi v-ați decis, domnule Grecia. Și încă o dată, eu sunt unul dintre cei care alături de cei care urmăresc emisiunea aceasta și care au mari probleme încât văd în dumneavoastră un erou de tip nou acum. Să știți că și eu sunt unul dintre cei care iar susține pe cei ca dumneavoastră, dar nu atunci când vin împotriva intereselor noastre, care sunt vitale în perioada aceasta. Deci nu are niciun rest. Eu am recunoscut foarte clar partea de vină care este, fără niciun fel de problemă, n-am asumat-o. Domnul prim-ministru mi-a dat cartonașul galben ca atare, dar mergându-se pe ideea că echipa care trebuie să fie o echipă unită, normal că au existat discuțiile în guvern și atunci echipa, prin prezența mea acolo, nu mai eram un factor care era destructiv. Și atunci, ca să nu mai aștept al doilea cartonaș sau să mai vină, a revenit, nu știu cine cu ce text învățat ca să-l recite pe la microfon, că nu știe cu ce motive să mai găsească sau asta, atunci am considerat eu că este mult mai drept, normal. Să vă înaintați demisia. Bun. Vă mulțumesc mult, domnule Grecia, pentru intervenție și eu vă aștept în continuare la emisiune. Poate între timp vă hotărâți să participați și să reluăm acest caz care este unul foarte interesant. Vă mulțumesc mult, bună seara. Bun, nu mai avem timp din păcate, însă cred că cel mai important lucru de reținut în afara scandalului care poate să aibă și conotații politice este faptul că un demnitar al guvernului, repet a 10-a oară chestia asta, un demnitar al guvernului poate fi Grecia, Popescu, Ionescu sau Vasilescu, este urmărit în teritoriu de un ofițer, hai să nu zic de un serviciu, de un ofițer al unui serviciu secret. Pe mine mă interesează mai puțin, la urma urmei, care au fost... Da, a spus ceva domnul Grecia, care cred că trebuia să fie tot timpul reținut. Vreți să aveți cu ultimul cuvânt, domnul Ionescu? Nu, eu știți v-a că... V-a furat domnul Marga conducerea pe NCCD. Păi muream cu el de gât acolo pe cena teatrului. A fost un exercițiu democratic. Cred că trebuie să învățăm tot. Exercițiu democratic. Păi când pierzi, e exercițiu democratic din care pierzi, e o înfrângere. Absolut, dar și înfrângerea face parte din democrație. Haideți că nu mai avem decât... Eu vreau să spun că... 30 secunde și după domnul Drăgănescu, pentru că n-am apucat să spună mare lucru. Domnul Grecia... Chemă cu domnul Grecia, spune. Domnul Grecia a spus un lucru important. Interesele domnului Oatu. Deci a spus, vorba de interese economice aici. Da. Nu de faptul că aparține întâmplător unui minister.
Și cred că asta trebuie să, asta trebuie să absolut ne regândim. Și absolut. Eu am, deja încep să am suspiciunea că domnul Grecian a fost urmărit de un serviciu, ci de cine știe ce de companie de pasă, de pază, de o mafie. Atât mai grav, care, cum să spun, da. Ceea ce înseamnă, dar de asta nu se de o mafie care are reprezentanți. Nu știu ce serviciu. Ne oprim puțin pentru publicitate și ne întoarcem după aceea. Comentăm. Împreună la bine și la rău. Da. Până când moartea ne va despărți. Da. Hai. Ce? Dezbracă-te. Pofti? Ziceam dacă vrei să... Da, ce crezi? Că de acum-s proprietatea ta? Divorțez. Marmură de Ruștița. O minune care durează o viață. Dezbracă-te! Poftim! Titan Marmar Mosin are o ofertă care te înmărmurește. $9 metrul pătrat. Marmură de Ruștița prin Titan Marmar Mosin. Da, am ultima parte a emisiunii. Aveți 30 de secunde, domnul Drăgănescu. Bonus din partea mea. Da, mulțumesc tare mult. Ceea ce se observă astăzi după 2000, eu am simțit ca parlamentar și între 96 și 2000. Adică toate instituțiile și oamenii sunt lăsați să lucreze până ating niște interese de partid. Deoarece și Ministerul indiferent de Interne, ce partid e vorba, indiferent de ce partid e vorba, și Ministerul de Interne și și serviciile sunt privite ca niște redute de partid. Atâta timp cât fac bine partidului, cât asigură un iluzoriu suport la alegerile parlamentare, exact, în cazul ăla exact, funcționează exact aceste puțin servicii. Pentru ca societatea exactă, toată această întreprindere... Eu vă mulțumesc mult pentru participarea în această seară la emisiune. Interese de partid. Vă certați după emisiunea că aveți tot timpul. Vă mulțumesc mult pentru participare. Vom avea... Domnul, nu m-ați lăsat să spun nimic în seara asta și am vrut să vorbesc toată emisiunea. Vă mulțumesc mult pentru participare. E dumneavoastră, domnul Cristoiu, ați încurcat loc. Ne întâlnim din nou luni seara. Până atunci, mă ajută că vă spună că de obicei țineți aproape. Mulțumesc!